Ieremia 30 și fiul lui Iosia. a fost pus să domnească peste Iuda de către Nebucadnezar, împăratul Babilonului. El a domnit în locul lui Jehoiachin, fiul lui Jehoiachim. Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din țară nu au ascultat cuvintele Domnului rostite de profetul Ieremia. Regele Zedechia a trimis pe Jehucal, fiul lui Șelemia, și pe preotul Cefania, fiul lui Maaseia, la profetul Ieremia să-i spună, Te rugăm, mijlocește pentru noi înaintea Domnului, Dumnezeul nostru. Pe atunci Ieremia era liber să umble prin popor, căci încă nu fusese aruncat în temniță. Oștirea lui Faraon ieșise din Egipt, dar când caldeienii, care asedeau Ierusalimul, au auzit vestea aceasta, s-au retras din Ierusalim. Cuvântul Domnului a venit la profetul Ieremia și i-a zis, Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți regelui lui Iuda care va trimis la mine că o știrea lui Faraon, care a ieșit din Egipt pentru a vă veni în ajutor, se va întoarce înapoi în țara ei, în Egipt, iar caldeenii vor reveni și vor lupta împotriva acestei cetăți. Ei o vor cuceri și îi vor da foc. Așa vorbește Domnul. Nu vă înșelați singuri zicând, caldeenii se vor depărta definitiv de la noi, căci ei nu se vor depărta. Chiar dacă ați birui întreaga oștire a caldeenilor, care se luptă împotriva voastră, și ar mai rămâne dintre ei doar câțiva oameni răniți în corturile lor. Tot se vor ridica și vor da foc acestei cetăți. După ce oștirea caldeenilor s-a retras din fața Ierusalimului de frica oştirii lui faraon, Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim ca să meargă în teritoriul lui Beniamin, pentru a intra în posesia proprietății pe care o avea în mijlocul poporului de acolo. Când profetul Ieremia a ajuns însă la poarta lui Beniamin, capitanul gărzilor, a cărui nume era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, a pus mâna pe el, zicându-i, Tu vrei să dezertezi la caldeieni? Ceea ce spui este o minciună, i-a răspuns Ieremia, nu vreau să dezertez la caldeieni. Dar Ireia nu l-a ascultat, și l-a înșfăcat și l-a dus înaintea conducătorilor. Aceștia s-au mâniat pe Ieremia, l-au bătut și l-au întemnițat în casa scribului Ionatan, pe care o transformaseră în temniță. Ieremia a fost pus într-o celulă subterană a temniței și acolo a stat multă vreme. Apoi regele Zedechia a trimis după el, iar Ieremia a fost adus la palat. Acolo regele l-a întrebat în secret, Ai vreun cuvânt din partea Domnului?" Da," i-a răspuns Ieremia, vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului." Ieremia i-a mai zis regelui Zedechia, Cu ce am greșit față de tine, față de slujitorii tăi și față de poporul acesta de aruncat în temniță?" Unde vă sunt profeții care profețeau că împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia? Acum, stăpâne, regele meu, te rog, ascultă-mă! Fie bine primită cererea mea înaintea ta! Nu mă trimite înapoi în casa scribului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Regele Zedechia a poruncit ca Ieremia să fie pus în curtea temniței și să-i se dea în fiecare zi pâine de pe strada brutarilor, până când avea să se termine toată pâinea din cetate. Și astfel Ieremia a rămas în curtea temniței.